peticul meu prin an de viață, rămâi al inimii cuvânt. Tu îmi ești sprijin și povață și avem un sacru legământ. Un suflu magic ne unește, un dor de frică și părinte. Dragostea noastră se sfințește, ea face sufletul să cânte. E ziua ta și azi în dar, venim să-ți oferim iubire. E ziua ta, noi îți dorim să ai a vieții fericire. Să fii mereu precum te știm, puternic numai dăruire. O ungeros cu suflet plin, ești tatăl meu și-a mea credire. Ziua, dragilor! În această zi frumoasă, echipa Florăriale a revenit cu mare drag în localitatea Bălușești să-l felicităm pe domnul Vicențiu cu împlinirea frumoasei vârste de 60 de ani. Să-i urăm un sincer și călduros la mulți ani. Surpriza este pusă la cale din partea celor dragi care îi iubesc enorm, enorm de mult. Mergem spre ei! Bună ziua, domnul Vicențiu, da. La dumneavoastră, dacă se poate, este și soția acasă? Da. Florăria Ale din Roman, bine v-am găsit. Și a venit special în casa dumneavoastră pentru că știu că astăzi aveți o sărbătoare frumoasă și o sărbătoare mare. Și anume, domnul Vicențiu, faceți 60 de ani, 60 de ani, așa este? A, așa, nu prea sunteți fericit? Ba da, dar este zi de sărbătoare și trebuie să fiți fericit și împlinit în suflet, așa. Căci cine ne-a trimis la dumneavoastră vă iubește enorm, enorm de mult și aveți cea mai mare bogăție și anume copiii dumneavoastră, care din păcate astăzi nu sunt lângă dumneavoastră, sunt departe de dumneavoastră și prin intermediul nostru sper că au reușit să vă facă o surpriză frumoasă și să-i aducem acasă, lângă sufletul dumneavoastră. Întâi de toate să vă întreb, cum credeți, cine ne-a trimis la dumneavoastră? Băieții, da. Crezi unul mai mare sau unul mai mic, nu știu. Nu știți. Atunci o să vă lăs cu inima așa cât un purice și nu o să vă spun imediat. O să vă las așa și întâi de toate o să vă mânc darurile și după aceea o și vă spun din partea cu este. Dacă nu vă supărați, domnule, doamna Vicențiu, o să încep cu doamna și o să-i dau un buchețel de floricele. Pentru că doamna este specială și dumneavoastră sunteți special, dar dacă nu era să fie doamna, nu era să fie dumneavoastră acum așa. Exact, exact. Aveți pentru dumneavoastră un buchețel, da? Nu, merge, dar l-am atingeam eu aici și... Așa este. La pentru dumneavoastră avem un tortuleț, căci masa de sărbătoare nu trebuie să treacă fără un tortuleț. Așa, aveți pentru dumneavoastră aici un tortuleț. Da. Și la fel avem... acolo. Da, da. Vadă băiatul. Așa este. Reușiți? Ia, un pic. Un pic. Așa. Așa. La mulți ani. Aveți aici... Avem aici o șampanie pentru dumneavoastră. Pentru că dacă nu, dacă vrei să vă ureze cu toții la mulți ani și așa, la musafiri acolo, câte un picuț de tortuleci, câte un picuț de șampanie, să vă ureze cu toții la mulți ani fericit, dar și sănătoși totodată. Și dacă se țineți așa și aveți aici și o ciocolățică ca să vă îndulciți, că viața este frumoasă și dulce și așa să fie și în continuare, cum a fost până acum, să aveți numai realizări frumoase, realizări pline de evenimente frumoase și de evenimente unice, dacă țineți, vă rog. La fel, mi-au trimis și un mesaj de felicitare. Și dacă se poate să-i dau citire acestui mesaj? Da. Aniversare de 60 de ani. Un singur lucru de care suntem siguri în această viață este că totul este trecător. Tată, în această minunată zi din viața ta, când împlinești frumoasa vârstă de 60 de ani, vreau doar să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine. Sper că toate sacrificiile făcute să-ți fie răsplătite
să ai o viață plină de bucurie, bucurie mărunte pe care viața te le oferă și de care trebuie să te bucuri din plin. Într-o bună zi, sper să-mi spună copiii că sunt mândri că le sunt tată. Așa cum eu, în această zi, cu mâna pe inimă și cu lacrimi în ochi, îți mulțumesc, mândru, că ești tatăl meu. Tată, familia îți urează cele mai frumoase și sincere urări de la mulți ani. Nepoțiu Murario și Denise și nora ta Domnica și fiul tău Mădălin te îmbrățișează cu drag și dor din depărtare. La mulți ani, scumpul nostru tată! La mulți ani, scumpa noastră mamă! Vă iubim enorm de mult și abia așteptăm să ne întoarcem acasă, lângă voi, aici unde este totul, unde au fost primele copilării, unde au fost primele ghidușenii și aici unde au avut primele succese, căci de aici a pornit totul. De la dumneavoastră, dumneavoastră le-ați dat tărie de caracter, cei 7 ani de acasă și aripi. Aripi să zboare departe, departe în lume, pentru că n-au găsit aici ceea ce și-ar fi dorit ei într-adevăr. La mulți ani, multă, multă sănătate și cum au spus prin acest mesaj, o viață întreagă n-o să le ajungă să vă mulțumească pentru tot, pentru toate sacrificiile care le-ați făcut pentru ei, căci cu siguranță au fost multe. Dacă vă uitați la colegul meu și dacă doriți să le transmiteți copiilor dumneavoastră ceva, ei acum nu ne aud, dar ne vor auzi. Îi dorim multă sănătate, multe bucurii, așa tot să fie acasă, să aibă de toate, bucurii de toate. Așteptăm acasă, cât de curând. Mulțumim, Doamne ajută! Cu boala asta nu putem ieși nicăieri. Așa este. Doamne ajută să vină acasă. Inima a făcut o surpriză, care nici nu ne așteptăm. Mulțumim și noi! Mulțumim, multă sănătate și fericire și data viitoare să vină și copiii noastre în spate, ca să fie surpriza și mai mare. Căci cu siguranță ei, dacă aveau posibilitatea acum să vină aici, veneau. Căci aici sunt... Așa este, dar acum sunt și cu toate restricțiile astea și asta este cel mai complicat. Exact. Aici este totul pentru ei. Este mama, este tata, este casa părintească.